Vorbim în continuare despre un caz șocant petrecut în Botoșani. Un funcționar public a fost găsit carbonizat într-o pădure din comuna Hudești. Trupul său a fost descoperit de localnici înainte să moară. Se pare că bărbatul ar fi plecat de acasă cu o sticlă de țuică și cu una de benzină, fără să spună nimănui nimic. Urmează imagini cu puternic impact emoțional, iar colegul meu, Paul Ciurar, este în direct cu noi și ne spune mai multe despre acest caz. Paul, bună dimineața! Ce ai reușit să afli? Am găsit un trupul bărbatului, a fost descoperit ieri după amiază în pădurea de lângă comuna Hudești de către mai mulți localnici care se plimbau prin acea zonă. Inițial, în momentul când au găsit cadavrul, bărbații, oamenii s-au speriat, au sunat la 112, iar la fața locului au ajuns cei de la ambulanță, care din păcate nu au avut ce să mai facă. Bărbatul era carbonizat, nu s-au putut efectua manevre de resuscitare. Au fost chemați la fața locului polițiștii din zonă, care îl aveau în vedere pe bărbatul de 65 de ani ca fiind persoana dispărută, și asta pentru că soția sa anunțase încă de la primele ore ale dimineții că bărbatul plecase de acasă cu o sticlă de alcool, dar și cu una de benzină. Bărbatul în ultima perioadă era tot mai depresiv și nimeni nu își poate explica însă gestul lui, pentru că nu crea probleme, nu era o persoană certăreață și nu amenințase niciodată că ar putea recurge la un asemenea gest. Știm că bărbatul de 65 de ani fusese în trecut inclusiv viceprimar al localității, deținuse mai multe funcții importante în comunitate, precum cea de director de cămin, a fost și profesor de matematică, avea o familie destul de fericită. Acum polițiștii efectuează cercetări și încearcă să înțeleagă ce l-a putut determina pe bărbat să facă acest gest necugetat. Știm că acesta a fost recunoscut de către anumite rude, câteva rude, care l-au identificat după anumite semne particulare de pe trupul său.